pentru a dedica ședința de guvern adoptării actelor normative necesare pentru implementarea planului de relansare economică Reclădim România. Practic, astăzi trebuie să adoptăm actele normative care vizează mai multe domenii de activitate. Ordonanța de urgență pentru programul de extindere a rețelelor de gaze. Domnul ministru Boloș, suntem pregătiți? Proiectul de ordonanță de urgență este pe ordinea de zi, are toate avizele necesare și îl supunem în dezbatere pentru a fi adoptat. Trebuie să adoptăm ordonanța de urgență privitoare la miliardul de euro disponibilizat ca urmare a creșterii flexibilității în cadrul programelor finanțate din fonduri europene, 550 de milioane de euro granturi pentru investiții, 350 de milioane de euro granturi pentru repornirea activității și microgranturile de 2000 de euro către micro-întreprinderi. Ministerul Economiei, doamna secretar de stat, suntem pregătiți cu toate avizele? În regulă. Avem ordonanța de urgență privind finanțarea măsurilor active în cadrul programului de muncă flexibilă, curs Arbeit, care pot fi decontate din fondurile europene puse la dispoziție din programul SURE. Doamna ministru Alexandru. Bună ziua, domnule prim-ministru, bună ziua, stimați colegi. Ordonanța de urgență care vine cu noi măsuri de sprijin pentru angajați și angajatori în contextul situației epidemiologice vizează sprijinirea salariaților care vor avea un program flexibil de lucru, având în vedere situația economică încă dificilă prin care trec unele companii. Creăm această posibilitate în paralel, având în derulare o serie de alte măsuri care încurajează revenirea la muncă. Ordonanța de urgență include un pachet de măsuri care se referă la activitatea sezonierilor și ne propunem să-i susținem și pe aceștia în desfășurarea activității. Măsuri active pentru sezonieri. Pentru cei care desfășoară activități pe contracte de muncă cu durată determinată. Avem prevederi foarte bune pentru cei care desfășoară activități de tip zilier. Venim și aici cu măsuri de sprijin pentru aceștia prin intermediul angajatorilor lor și vă reamintesc, domnule premier, că am lansat săptămâna trecută, așa cum ați dispus, o platformă, o aplicație care permite în acest moment angajatorilor să înregistreze electronic pe toți cei care desfășoară activități de tip zilier. Și nu în ultimul rând, ordonanța de urgență conține prevederi care apreciază munca desfășurată în regim de telemuncă. Este vorba despre cei care au lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență și pentru care venim, având în vedere eficiența activităților, cu o serie de măsuri care să le permită, dacă fișa postului le permite, să continue aceste activități în regim de telemuncă, să-și o desfășoare pentru a fi eficienți. Ordonanța este gata, are avizele necesare. Așteptăm avizul Consiliului Legislativ și vă rog să o aveți în vedere pentru ordinea suplimentară de zi. Vă mulțumesc. Da, o introducem și o adoptăm. Programul de granturi din cadrul programului operațional regional, măsura 2122, e vorba de granturile de investiții pentru micro-întreprinderi, cu o supracontractare de 247 de milioane de euro, granturi între 50.000 și 200.000 de euro, granturile de investiții pentru IMM-uri, cu valoare între 200.000 de euro și 1 milion de euro, cu o supracontractare de 450 de milioane de euro, și granturile pentru investiții mari, între 1 milion jumate și 6 milioane,
cu o finanțare de 550 de milioane de euro. Domnul secretar de stat, suntem pregătiți cu actul normativ în forma finală? Da, vă mulțumesc, domnule premier. Suntem pregătiți cu memorandumul privind asigurarea finanțării necesare, contractării proiectelor depuse în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare. Avem aviz favorabil de la Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Finanțelor Fondurilor Europene. Observați. În regulă. Mulțumesc. Bine. Granturile pentru digitalizarea IMM-urilor, program în valoare de 150 de milioane de euro, domnul ministru Boloș. Proiectul de hotărâre de guvern este pe ordinea de zi. E vorba despre partea de digitalizare a IMM-urilor cu cele două forme de grant pe care vi le-am propus. Granturi cu valori cuprinse între 30.000 și 100.000 de euro pentru diverse achiziții ce țin de digitalizarea activității IMM-urilor, precum și granturi de valoare mare, între 1 milion și 6 milioane de euro și poate fi prezentat pentru dezbatere în cadrul ședinței. Vă mulțumesc. Programul de granturi pentru antreprenoriatul în mediul rural cu o finanțare de 200 de milioane de euro. Suntem pregătiți? Hotărârea de guvern? Domnule prim-ministru, suntem pregătiți împreună cu Ministerul Fondurilor Europene. Am lansat deja în transparență fișa măsurii, ghidul. Luni, începutul săptămânii viitoare, avem o ultimă întâlnire pentru a stabili inclusiv și definirea administratorilor de schemă pentru aceste întreprinderi sociale în mediul rural. Cred că până la sfârșitul lunii august vom avea inclusiv forma finală și vom putea da drumul la apel. Forma finală a apelului, da. A apelului. Hotărârea de guvern trebuie adoptată astăzi. Da. Și lansăm apelul cel târziu până la 1 septembrie, da? Cel mai târziu, la 1, da. Bine. Mai aveți programul de instalare a tinerilor fermieri, cu un buget de 42 de milioane de euro. Domnul secretar de stat, s-a emis ordinul, din cât am înțeles. S-a emis ordinul, este o măsură deschisă. Așteptăm beneficiarii, e deschisă măsura. 6-1. Ministerul Economiei, v-ați lămurit cu Comisia Europeană pe schema de ajutor de stat pentru plata chiriilor pentru comercianți din mall-uri? Apăsați pe microfon. Da, încă nu ne-am lămurit, suntem în discuții. Am înțeles. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională, în valoare de până în 450 de milioane. Hotărârea de guvern, domnul ministru. Cele două scheme de ajutor de stat pentru investiții greenfield. Sunt gata, sunt pe ordinea de zi astăzi. În valoare de 1,5 miliarde, de schema de ajutor de stat 807 și 40. Suntem, deci suntem pregătiți, zi. Da? Da, 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 sunt pe zi. În regulă. Majorarea plafonului pentru IMM Invest? Avem aprobare? A fost notificat la comisie. E deja notificat la comisie, notificat, da? La comisie, da. Am notat până la 20 de miliarde. Asta final. Da. Schema de garantare a creditului comercial. A asigurării creditului comercial. Memorandumul este gata, doar putem să punem astăzi o primă lectură, dar prefer să mă în discuție cu domnul ministru Virgil Popescu înainte. Păi nu, dar îl introduceți în... Este gata. E pregătit rămas pentru, da, a fi introdus pe ordinea de zi, da? Pe schema de ajutor de stat de garantare a creditelor pentru companiile mari?
Astăzi avem avizul CELE, avem câteva lucruri de introdus din avizul CELE și trebuie doar aprobat în ședință. Deci trebuie reaprobat în ședință în urma avizului Consiliului Legislativ. Da. În regulă. Sigur, mai sunt alte câteva măsuri, dar am trecut în revistă cele mai importante măsuri. Domnul Cancelar? Domnule prim-ministru, din planificare mai era schemele de garantare pentru factoring și scontare au fost aprobate și urmează să fie adoptată ordonanța de urgență pentru implementare și notificare la Comisia Europeană. Programul de garantare a leasingului de echipamente și utilaje de asemenea a fost aprobat și în momentul de față suntem în pregătire cu finalizarea normelor de aplicare pe care o să le supunem spre aprobare săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnul ministru Cățu. Schema de ajutor de stat pentru susținerea companiilor aviatice e pregătită? Este pregătită, este ordonanța, este pe ordinea de zi astăzi, inițiată Ministerul Transporturilor și tot pe ordinea de zi în primă lectură vom avea și... Au întrebat pe dumneavoastră că trebuia să vă puneți de comun acord. N-am pus de acord. Și tot pe ordinea de zi, în prima lectură, ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalelor proprii. Da. Este tot în plan de lansare economică și o punem astăzi în primul. Și acolo mai avem de clarificat fondul de investiții. Fondul adică de investiții. Mergem pe transformarea fond de investiții a fondului de contragarantare sau mergem pe înființarea unui fond de investiții nou. Eu am văzut ambele variante, dar aici dumneavoastră trebuie să hotărâți, domnul ministru. Vom veni cu o variantă. Din punctul nostru de vedere, transformarea fondului de contragarantare este o variantă mai bună pentru că deja este un fond capitalizat. E un fond capitalizat, are expertiză deja. Da. Și oricum, în momentul de față, nu derulează practic programe. Și tot astăzi o să avem la confidențială o notă de informare despre Banca Națională de Dezvoltare. Bun, deci avem și memorandumul pe Banca Națională de Dezvoltare. Aici trebuie să ne coordonăm și cu Banca Națională pe acest subiect și chiar vă propun să avem o întâlnire specială pe tema asta. Grație. Da, da. Bun. Alte propuneri de introducere de acte normative pe ordinea de zi suplimentară, domnul ministru Ciucă. Domnule prim-ministru, vă rugăm să aprobați acceptarea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 66 din 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației. Și vă referiți la modificări... La Institutul Cantacuzino? Da, domnule prim-ministru, este vorba de modificarea ordonanței de urgență privind organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino, prin care intenționăm să introducem și centrul de cercetări științifice medico-militare. În cadrul institutului, astfel încât să avem un singur pol de cercetare științifică medicală. De acord. Și a doua propunere este rediscutarea proiectului hotărârii de guvern pentru modificarea și completarea HG-ului numărul 1470 din 2005 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, subiect pe care l-am discutat și cu Ministerul Economiei și avem nevoie de o modificare. În regulă. Vă mulțumesc. Domnul ministru Vela. Domnule prim-ministru, vă solicit includerea pe agenda de lucru a ședinței Guvernului României de astăzi trei proiecte de hotărâre de guvern cu privire la exercitarea funcțiilor de subprefect. De acord. Mulțumesc.
domnul secretar de stat. Domnule prim-ministru, cum cereați mai devreme, suntem pregătiți pentru o primă lectură pentru un proiect de ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societății comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom, respectiv societății comerciale Blue Air, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19. Vă rugăm să le împing. Aici trebuie prenotificare și ne trebuie acordul, fiind vorba de scheme de ajutor de stat, de ajutoare de stat. Prenotificarea pleacă astăzi la Comisia Europeană și... Ați transmis astăzi prenotificarea, da. Bine, de acord. Mulțumesc. Mai aveți propuneri, domnule ministru? Să le anunț ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalului proprii. De acord. Listă suplimentară. Și la confidențială o notă de informare privind instituirea Băncii Naționale de Dezvoltare a României. De acord. Mulțumesc.